Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou tutorial pe acest canal. Dați și voi acolo un like să facem 1000 de like-uri dacă mai vreți chestii de genul în continuare. Am primit și încă primesc foarte, foarte multe întrebări pe live stream-uri, în comentarii la episoade, până și pe TikTok primesc comentarii, da, by the way, aveți acolo TikTok-ul meu descrierea dacă vreți să vedeți ce prostii postez. Am primit foarte, foarte multe întrebări în legătură cu conturile mele de CSGO, de unde le iau, cum fac rost de ele, etc, etc. Iar astăzi eu o să vă arăt cum să vă luați conturi de Prime pe CSGO cu doar 3 euro, sau mă rog, 2 euro, 3 euro, 3,50 euro, depinde cum le prindeți și cum e stocul. Eu în mare parte îmi iau conturile de pe G2G.com, este un site super, super șmecher unde puteți să găsiți gen, nu știu, și nu-i sponsorizare sau ceva, n-am nicio treabă cu băieții ăștia, pur și simplu am să vă zic odată de ce și de unde mi-au eu conturile ca să se încheie odată, n-am niciun parteneriat cu ei, nu, credeți-mă, uitați aici ce balanță am, adică să înțelegeți, zero, available, zero, deci nicio treabă. Așa, o să vă învăț cum să vă cumpărați un cont de Prime și să vă învăț cum să nu vă luați apă sau chestii de genul, mă rog, o să vă dau niște sfaturi. Prima dată trebuie să intrați pe g2g.com și să vă faceți un cont, desigur, după aia dați aici la accounts și căutați Counter-Strike Global Offensive sau, mă rog, cu ce jocuri vreți să vă luați voi, și cu RAS și cu multe alte chestii, în fine, pe noi interesează asta cu CSGO. Dăm click aici, vedeți că mie mi-apar toate conturile astea de Prime la 2,82 €, pui mei, mi-apar foarte, foarte multe conturi de Prime. Dar voi puteți să, adică vouă nu o să vă apară așa, vouă o să vă apară, probabil, stați numai un pic, o să vă apară fix așa, o să vă apară. O să vă apară așa, conturi random, total random, la 1 euro, dar astea nu sunt Prime, trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă unde scrie aici, Prime status, scrie no, deci conturile astea nu sunt Prime, aveți foarte, 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 foarte mare grijă să nu vă luați țeapă, mă rog, țeapă, să fiți atenți. Deci, cum facem să vedem conturile Prime? Ei bine, dăm aici pe Prime status, selectăm yes și aici la sort by, dăm by lowest price ca să ne dea conturile cele mai ieftine de Prime. Și aveți aici o groază de conturi Prime la sub 3 euro, bă băieți, deci o groază de conturi. Iar în acest episod eu o să cumpăr un cont. Dacă nu mă înșel, eu cred că pot să cumpăr cod și cu G2G points de astea. Uite, am 207 G2G points, deci pot să cumpăr un cont și cu de astea. Deci, voi dacă faceți achiziții pe site-ul ăsta, vă dă G2G points de astea și puteți să cumpărați chestii cu ele. Eu am făcut nu știu câte achiziții, mai am 207 G2G points și pot să achiziționez cu de astea. Chiar nu știu cum se folosesc, adică nu știu, astea cred că le primești, nu cred că poți să cumperi conturi cu ele. În fine, eu o să cumpăr contul cu cardul, deci puteți plătiți cu Paysafe, cu cardul și cu absolut orice vreți voi. Ok, o să luăm acest cont Prime, unranked, random wins, private rank 21+, full access, face it enable, toate chestiile astea, da? Aveți garanție 14 zile, aici, mă rog, quantity, mamă ce englez, mă bată tata. Și aici arată timpul estimat de livrare, scrie o oră, dar nu vă stresați, în mare parte vă dă contul instant, adică nu trebuie să așteptați o oră, nu trebuie să vă luați după chestia asta. Eu tot dau refresh la pagină pentru că conturile se tot updatează și poate dacă îți dau buy pe ăsta o să-mi zică că nu mai e valabil. Dar cum am dat refresh, o să zică că e valabil. Am dat buy now și ne bagă aici. Da? Practic, trebuie să plătim 2,82 €, dar se mai aplică și taxe. Cred că dacă dau proceed to checkout o să mai mi-apară și taxele, deci o să fie 3 euro și un pic. Aici, dacă vreți să scrieți ceva la seller, eu nu o să vreau să scriu absolut nimic la seller. To safeguard account, așa, please change, așa, aici trebuie să selectați chestia asta, că dacă vreți să aveți garanția că nu o să vă fie recuperat contul în perioada aia de 14 zile pe care o aveți garanție la cont, să vă schimbați voi pe e-mailul vostru, pe... să vă schimbați parola, toate chestiile astea, ca sellerul care v-a mutat contul să nu mai aibă acces la cont. Dăm proceed to checkout. Da, mă băieți, to checkout aici frumos, așteptăm un pic, da, se încarcă mai greu site-ul, bă băieți, este solicitat, n-avem ce face. Așteptăm aici un pic și ne-a băgat pe pagina de buy și cred că mie o să mi-l cumpere automat pentru că am cardul băgat, exact, avem cardul băgat, avem aici, mă rog, eu am mai plătit, dar puteți să plătiți, nu știu, cu Paysafe mi se pare, dar nu știu de ce nu mi-apare Paysafe, pay in US dollars, mă rog, cred că mi se pare că e și Paysafe, dacă nu mă înșel. Sau nu știu exact, e-wallet, da, uitați, Paysafe card, deci cu Paysafe, cu Apple Pay, cu Neteller, cu ce vreți voi, efectiv cu ce vreți voi. Și aici se aplică și TVA-ul, dacă nu mă înșel, deci este 3,25 € în total acest cont. Dăm frumos pe Pay Now, aici sunt datele mele, o să le cenzurez, o să băgăm aici datele voastre de la card, dăm credit card, așa, confirm credit card info. Și dacă nu mă înșel, eu o să trebuiască să-mi confirm de pe telefon tranzacția, stați numai o secundică, bă băieți, să confirmăm aici tranzacția. Pam, 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 mamă, de ce se încarcă așa de greu, băieți? Foarte, foarte greu. Ah, ok, gata, ne-a băgat să confirmăm tranzacția, cred că mi-a și... Ba, nu mi-a luat banii.
Ok, confirmă și plătește 3,25€, folosim frumos amprenta, nu merge amprenta, gata mă băieți, am confirmat plata de pe telefon, ar trebui în momentul ăsta să ne apară aici că am confirmat-o. Hai bossule, mi-arăți? Gata mă băieți, ne arăta că am confirmat plata, m-am uitat și eu dacă filmez, bă băieți, că nu se știe niciodată când nu filmați și eu să zic că thank you, your order has been received. Ați primit frumos și G2G points de astea, aveam în balanță 207, acum am... Nu știu câte am, tot 207 că încă nu i-am dat confirm. O să vă arăt imediat. Deci contul acum nu e 100% cumpărat. Trebuie să aveți mare, mare grijă. O să dați pe View Order Details și o să vă apară, momentan nu este confirmat, deci nu cred că o să putem să vedem contul. Da, momentan nu o să vedem contul, o să trebuiască să așteptați chestia asta, să vă pună să așteptați vreo 30 de secunde sau ceva de genul. Trebuie să așteptăm în astea 30 de secunde, dacă vă răzgândiți puteți să dați pe cancel order, dacă nu știu, dacă vă răzgândiți, dacă ați zis, dacă v-a venit așa prin minune o chestie în cap, bă frate, eu nu mai vreau contul ăsta. Pending for verification. Acum se face verificarea contului și toate chestiile astea ca să se vadă că e tot ok și nu știu, momentan nu cred că ne arată contul. Hai să dăm un refresh. Nu, nu ne arată contul, bă băieți. O să revin când o să ne apară contul aici. O să dăm refresh-uri din până o să apară contul. Deși nu durează, de obicei durează cam 2 minute, nu durează între 5 și 30 de minute, cum scrie aici. Dar haideți să așteptăm, bă băieți, să vedem când ne apare contul ia Viewmore, cum v-a apărut. Uite, deja am primit update, your order has been placed. Aoleu, ce-am dat mă cu ele, hecuiesc G2G-ul ăștia să mă bată tata și... Your order has așa, the seller, așa, deci... Sellerul a fost notificat, așa, anunțat că trebuie să ne dea contul și mai dăm un refresh și ar trebui să ne dea contul. Sau poate că nu ar trebui, așteptăm, or să trebuie să scrie aici complete din orice caz. Hai să așteptăm. Da, bă, băieți, și după aproximativ, nici știu, 3, 4, 5 minute, chiar nu știu exact cât am așteptat după cont, am primit chestia asta, bă, băieți, și trebuie să dăm aici view detail, dar stați să vă explic. Voi, neapărat după ce ați cumpărat contul, aveți termen de 3 zile să confirmați că totul este ok la cont, că merge parola, că merge e-mailul, că are același e-mail pe, cu cel care vi l-a dat, cu cel pe care vi l-a dat sellerul. Și chestia asta, dacă nu raportați nicio problemă în termenul ăsta de 3 zile, o să se dea automat confirm la cont și dacă se întâmplă ceva cu contul, nu veți mai avea ce face. Deci noi trebuie să dăm aici view details. Avem aici datele de la cont, eu le voi cenzura. Poate o să dăm un cont la giveaway, bă băieți, dar nu astăzi. Astăzi este tutorial, băieți. Completăm frumos aici datele de la cont. Dăm remember, paia dăm frumos login. Contul a mers aparent, deci nu avem de ce să ne plângem. Haideți să intrăm și pe profil. Aparent nu are profilul făcut. Haideți să vedem dacă are ore în primul rând. Deci hai să-i dăm frumos save. Să vedem dacă are ore contul. Poate nu are ore, poate n-a. Avem 28 de ore pe cont și mai trebuie să faceți încă o chestie. Trebuie neapărat să intrați în CSGO să vedeți dacă are rang 21 și dacă are toate chestiile posibile. Adică nu știu, dacă vă cumpărați un cont cu DMG și cu 150 de win-uri, dacă așa scrie pe site, eu vă recomand să intrați și în CSGO să vedeți că statisticile corespunde, deoarece s-ar putea să vă luați țeapă și poate nu observați pe moment, după aia uitați și nu știu, eu vă zic toate situațiile posibile care se pot întâmpla. Haideți să intrăm frumos în CSGO, stați numai un pic să schimb și eu aici pe OBS, sperăm să le ia din prima. Și o să verificăm să vedem dacă totul corespunde cu ce am avut pe site, deși eu cred că nu se punea omul să dea țeapă pentru 3 euro. Mie îmi place tot timpul să verific chestiile astea, adică nu vreau să las pe lângă. Pornește CSGO-ul cam greu, bă băieți, aparent. Deci, hai să vedem, bă băieți, avem rang 21 așa cum ne-a promis sellerul. Avem chiar și arme în inventar, bă băieți, avem aici, mă rog, arme, pui mei, ce-a luat omul la drop până la rang 21. Probabil că are și meciuri jucate, da, pentru că conturile astea de pe G2G sunt boostate pe matchmaking în mare parte, deci nu vă speriați dacă vedeți aici foarte, foarte multe meciuri jucate. Contul acesta are și 6 win-uri aparent, deci avem 6 win-uri pe contul ăsta. Am avut bulan cu contul ăsta, bă băieți, are 6 win-uri, bă băieți, ceea ce este super, super tare. Deci cam acesta a fost tutorialul, fraților, cam așa fac eu rost de conturile astea de Prime pe care le banez pe videoclipuri, nu știu, mai dau un rage, mai dau obvious pe matchmaking, chestii de astea, cam așa fac eu rost, bă băieți. Dați și voi acolo un like, aveți site-ul G2G în descriere, deși nu cred că este așa de greu să scrie G2G.com, sper că v-a plăcut, dacă mai vreți chestii de astea în continuare, dați și voi acolo un like și dacă mai aveți nelămuriri în legătură cu, nu știu, orice aș putea să fac eu pe live-uri sau pe episoade, pentru că vedeți că fac și tutoriale legate de chestiile astea, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!